Datorită disponibilizărilor de personal generate de pandemia de coronavirus, s-au produs schimbări structurale în fenomenul șomaj. Respectiv s-a inversat raportul între șomerii indemnizați și cei neindemnizați în totalul șomerilor înregistrați. În luna ianuarie, 58% din totalul persoanelor aflate pe șomaj primeau și ajutor financiar din partea statului, iar numărul lor a scăzut sensibil în luna februarie, ajungând la 57%. În timp ce în luna martie a ajuns la 51%. Referitor la șomajul înregistrat pe sexe, rata șomajului feminin a crescut mai repede decât cea a șomajului masculin, păstrând permanent un decalaj de 0,6-0,7 de puncte procentuale. Astfel, la finele lunii octombrie, din cei 3.796 de șomeri înregistrați la AJOFM Maramureș, 2.074 sunt femei și 1.722 sunt bărbați. Cele mai puternic afectate de șomaj sunt persoanele din grupa de vârstă 40-49 de ani și 30-39 de ani, persoanele cu studii liceale și post-liceale, precum și cele cu studii primare și fără studii. În cazul șomerilor cu studii primare, creșterea în octombrie față de ianuarie a fost de 68%, iar la persoane cu studii liceale și post-liceale a fost de 28%. Cea mai importantă scădere au înregistrat-o șomerii cu studii superioare, unde diminuarea în octombrie față de ianuarie a fost de 35%.